Bună seara din nou la Teologia în Actualitate. Sunt bucuros ca să vă spun tuturor celor care ne urmăriți, bine ați venit cu noi pe această frecvență, la această emisiune. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta vă propun o incursiune în lumea cărților. A sosit vara și toți stânjim după odihna trupului. Ne planificăm concedii, dorim să ne odihnim, dar oare pentru sufletul nostru ce facem în această vară? Cum ne reîmprospătăm spiritual? Prin citire, prin rugăciune, prin meditație. De aceea, în această perioadă aș dori să vă propun o incursiune în lumea cărților. O călătorie pe la editurile creștine din România pentru a descoperi împreună acele cărți, acele cărți de valoare care pot să ne ajute în această vară să ne împrospătăm și sufletele noastre. Ne-am oprit la Oradea în seara aceasta, la editura Făclia, și avem împreună cu noi pe domnul Dinu Moga, de la editura Făclia, director la editura Făclia și lector universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Vă spun bună seara, bine ați venit cu noi în această emisiune. Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fim împreună la acest dialog și aș vrea să începem cu câteva informații despre editura Făclia. Poate că unii nu cunosc foarte mult despre această editură. Eu chiar am o carte aici, Introducere în Noul Testament, în fața mea, care a fost publicată la editura Făclia. Și aș vrea să ne spuneți cum a apărut dorința dumneavoastră de a lansa editura Făclia. Sunteți fondatorul, de fapt, a editurii Făclia. Este adevărat. Și ca să vă răspund la această întrebare, va trebui să vă duc puțin cu mine în urmă, în trecutul meu personal. Înființarea editurii Făclia a fost o decizie la baza căreia au stat atât convingeri de natură biblică, cât și câteva experiențe personale pe care le-am avut imediat după căderea regimului comunist din anul 1989. Convingerile de natură biblică am început să mi le formez încă din adolescență și mi le-am format în Biserica Baptistă numărul 2 de pe Simeon Bărnuțiu din Oradea, cam prin anii 1974-1980. La vremea respectivă, pastorul acestei biserici a fost Olah Liviu, poate mulți dintre ascultătorii noștri și-l amintesc, un om mare al rugăciunii și un mare predicator al Evangheliei. Îmi aduc aminte că ne aflam într-o perioadă grea pentru cultele evanghelice din România. Regimul comunist impunea acestor culte o serie de restricții. Școlile creștine erau foarte puține și li se permitea să-și pregătească păstorii pentru biserici într-un număr extrem de redus. Publicarea unor cărți de specialitate pentru domeniul pastoral și teologic era aproape imposibil, era de fapt imposibilă în acea perioadă. Și în decursul anilor, de la apariția pe teritoriul țării noastre a mișcărilor evanghelice, și aici mă refer în mare la mișcarea baptistă, mișcarea penticostală și fraților creștini după Evanghelie, acestea n-au reușit niciodată să susțină un program serios, consecvent și de durată prin care să publice cărți creștine care să ajute școlile și bisericile noastre. Și motivele au fost diverse, după cum bine știm foarte mulți dintre noi, motive de natură economică, de natură politică și probabil a existat și lipsa unei hotărâri ferme de a face acest lucru. Liviu Olah, despre care v-am povestit ceva mai devreme, mi-aduc aminte că cerea bisericilor să se roage ca Dumnezeu să aducă în România acele vremuri în care, vremuri de libertate, în care bisericile își vor putea traduce și scrie literatura de specialitate pentru instruirea și formarea de păstori pentru bisericile noastre.
Acum, în vremea respectivă, cei care cunosc perioada aceea, era chiar periculos să ceri în mod public de la amvonul unei biserici asemenea lucruri, pentru că acest lucru presupunea o schimbare de regim politic. Îmi aduc aminte că ne rugam pentru vremurile când Evanghelia va fi predicată pe stadioane, va fi predicată la radio și așa mai departe. Vremuri când ne doream foarte mult să putem face o astfel de lucrare. Și eram și eu printre cei care se rugau pentru aceste lucruri. Convingerea biblică pe care mi-am format-o în acea perioadă și la care a contribuit foarte mult păstorul sau păstorii după aceea a acestei biserici a fost că cuvântul lui Dumnezeu însoțit de rugăciune are puterea să schimbe viața omului. Eram convinși și atunci și suntem și astăzi că Evanghelia te schimbă, te face mai bun, Evanghelia te apropie de Dumnezeu. De aceea, Biblia trebuie citită și apoi studiată. Aveam această convingere puternică, ea trebuie înțeleasă corect, iar apoi ea trebuie trăită în mod personal de către fiecare credincios. Ca să înțelegi Biblia corect și să o interpretezi corect, ai nevoie să cunoști anumite lucruri, să cunoști contextul istoric, cultural în care a fost scrisă Biblia. Cu toții știam atunci, încă din vremea respectivă, că bisericile au nevoie de niște instrumente pentru studierea scripturilor. Și aceste instrumente erau cărțile de specialitate. Introduceri în Noul Testament, în Vechiul Testament, teologii sistematice, biblice, cărți de homiletică, de hermeneutică, istoria bisericii și multe alte cărți de teologie pastorală. Toate acestea erau necesare pentru a putea înțelege Scriptura cât mai bine și pentru a putea interpreta textul biblic. Așa că convingerea mea încă din vremea aceasta a fost și a rămas aceasta, că cuvântul lui Dumnezeu este o hrană a sufletului. Biblia trebuie studiată și ca să o facem bine avem nevoie de ajutorul uneori a unor oameni care și-au dedicat viața pentru a face acest lucru corect, bine informat și cu reverență față de Dumnezeu. Aceștia sunt autorii pe care noi am început să-i publicăm la editura Făclia. Și cărțile pe care le publicăm noi astăzi la editură subscriu acestei convingeri că Biblia este o hrană a sufletului, ea trebuie studiată atent, ea trebuie interpretată corect de către fiecare dintre noi. Sigur că după Olah Liviu au urmat alți păstori de seamă în biserica din Oradea, în care am crescut spiritual, păstori care au continuat să fixeze în viața credincioșilor aceste principii și convingeri biblice. Au existat apoi. În 96 ați început editura. 96, într-adevăr. Și aici ajung deja la acele experiențe personale care au condus la înființarea editurii Făclia. Și una dintre cele mai importante experiențe personale pe care le-am avut a fost ajungerea mea la seminarul teologic din Londra în anul 1990. Acolo, în urma unei burse de studiu pe care am primit-o pentru a studia teologia la acest seminar, mi s-a dat oportunitatea ca împreună cu soția și băiatul nostru, Andrei Bogdan, să mă stabilesc la Londra pentru câțiva ani. Și în foarte mare măsură îi sunt aici mulțumitor unui pastor de al meu de atunci, Cornel Iova, care m-a recomandat pentru ocuparea acelui loc în seminar. Contactul meu cu metoda de studiu teologic englez și cu cartea creștină din acest seminar, din acel seminar, au avut un impact major asupra deciziei de a înființa editura Făclia. La întoarcerea mea în țară în 1996, am fost deja convins că
menirea mea, viziunea mea, dorința mea este să public carte creștină, să împlinesc această nevoie pe care o avea biserica creștină în România. Sigur că aș putea adăuga multe alte experiențe la experiența pe care am avut-o în seminarul teologic din Londra, multe vizite pe care le-am făcut prin bisericile din Anglia, participarea la foarte multe conferințe organizate de edituri creștine din Anglia, dar cea mai mare și cea mai deosebită experiență pe care am avut-o și care a ajutat foarte mult la formarea mea ca traducător și editor de carte a fost colaborarea cu o societate biblică, Societatea Biblică Trinitariană din Londra. Această colaborare, care s-a întins pe foarte mulți ani, mi-a oferit posibilitatea să lucrez cu editorii, cu lingviști, cu teologi de seamă din cadrul acestei societăți. Acolo mi-am însușit multe deprinderi, disciplina și consecvența muncii de editor de carte. Apoi felul meu de a fi, să știți, și acest lucru contează foarte mult. Cred că felul meu de a fi este o calitate care oarecum mă recomandă pentru această lucrare. N-aș spune deloc că sunt o persoană extrovertă. Nu-mi place să ies în față, nu-mi place prea mult să lucrez cu oamenii, vă spun sincer. Nu-mi place să mă ocup prea mult de problemele oamenilor. Îmi place să stau mai mult în birou, să lucrez de unul singur sau într-o echipă editorială. Și acest lucru mă ajută foarte mult pentru că îmi dă posibilitatea să îmi doresc să petrec foarte mult timp în birou. Și ca editor și traducător de carte ai nevoie de această înzestrare, să spun așa, de a putea sta pe loc, pe un scaun, ca să lucrezi ore în șir pentru a produce un text. Cam acestea au fost câteva... Ați început în anul 1996, toate aceste experiențe înțeleg că v-au ajutat să luați decizia, venind în România, reîntorcându-vă în România, că veți deschide o editură, editura Făclia. Cum v-a venit ideea acestui nume? De ce Făclia? De ce numele Făclia și nu alt nume? Da, a fost interesant și modul în care s-a petrecut toată povestea aceasta cu alegerea unui nume pentru editura. Mă gândeam în vremea respectivă la faptul că prin editura aceasta aș vrea să fim un far călăuzitor, aș vrea să fim o lumină pentru cei care vor citi cărțile, să-i ajutăm pe oameni să vadă, să înțeleagă ceea ce publicăm și mai ales să-i ajutăm pe oameni să priceapă mesajul cărților noastre, dar mai cu seamă mesajul scripturilor pe care doream să-l reprezentăm, să-l transmitem prin cărțile noastre. Așa a făcut că am ales numele de Făclia. În vremea respectivă locuiam pe strada Schellenbergului din Oradea, dar numele l-am ales Făclia, dar foarte curând după aceea ne-am mutat de pe strada Schellenbergului pe strada Făcliei în Oradea, unde și suntem acum ca sediu de editură și ca locuință personală. Și așa cred că Dumnezeu a potrivit până și aceste lucruri, ca adresa să fie pe strada Făcliei, dar numele să fie Făclia, care am dorit să transmit un mesaj spiritual. Deci un far călăuzitor, cărțile să devină un îndrumător pentru toți aceia care doresc în călătoria lor cu Domnul să crească, să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu. Și v-ați propus anumite lucruri atunci când ați început editura Făclia, v-ați fixat o țintă, o misiune. Care a fost sau care este misiunea pe care o aveți la editura Făclia? Avem câteva obiective la editură și misiunea acestei lucrări, acestei slujiri prin editura Făclia este să ajute în primul rând credincioșii să crească în cunoașterea
lui Dumnezeu și a planului lui de mântuire. Cred că este foarte important ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod personal și mai ales să cunoască prin aceste cărți tot ceea ce a făcut El pentru mântuirea oamenilor. Apoi, sigur că un alt obiectiv principal, o altă misiune pe care cred că o avem noi la editură este să asiste școlile creștine din țară cu o literatură de specialitate prin care acestea să-și educe studenții în cunoașterea și să-i ajute să cunoască, să ajungă să cunoască subiectele cheie ale teologiei creștine. Și în ultimul rând a spune că un alt obiectiv pe care îl avem este să promovăm o spiritualitate biblică prin cărțile pe care le publicăm. Și când vorbesc despre spiritualitatea biblică, aș vrea să mă refer la viața personală de credință a oamenilor. Noi vrem, prin editura noastră, ca această viață de credință a oamenilor să fie una transformată de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu o viață ipocrită, nu o viață legalistă sau o viață care să reprezinte produsul unor interpretări fanteziste ale Cuvântului lui Dumnezeu. Credința creștină este simplă, întotdeauna a fost simplă și o găsim în felul acesta pe paginile Bibliei. Credința creștină cere de la fiecare dintre noi un lucru cât se poate de simplu, ascultare de Dumnezeu. Și apoi, dacă vreți să dezvoltăm această idee, credința creștină cere de la noi împlinirea a două porunci biblice: să iubești pe Dumnezeu și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Toate celelalte lucruri din viața omului se rezolvă prin împlinirea acestor câteva lucruri extrem de simple. Deci misiunea noastră, aș putea concluziona, este să îl facem cunoscut oamenilor pe Dumnezeul dragostei și să-i chemăm pe oameni prin aceste cărți la ascultare de Dumnezeu. Foarte frumos și foarte interesant că ați început cu cunoașterea de Dumnezeu, echiparea și ajutarea celor care se echipează pentru a sluji celorlalți și nu ați neglijat aspectul practic al conturării unei spiritualități biblice, nu bazată nici pe tradiție, dar nici pe propriile noastre dorințe, uneori libertine trase tot felul de direcții, ci rămânând fidel acelei spiritualități pe care Dumnezeu o intenționează pentru fiecare dintre noi. Sunt mai multe edituri în România și cu siguranță nu vrem să facem în seara aceasta o discuție comparativă, dar totuși v-ați întreba care sunt acele aspecte care credeți că vă diferențiază sau sunt specifice editurii Făclia. Da, spune că unul dintre aspectele distinctive ale editurii Făclia este accentul pe studierea Bibliei. Și atunci toate cărțile pe care le alegem noi pentru publicare, chiar și cele pentru copii, veți observa că sunt cărți care conduc înspre niște metode de studiu a Scripturii. Dacă ar fi să elaborez puțin, să dezvolt puțin ideea aceasta, a spune că aspectul distinctiv, și aceasta nu înseamnă că celelalte edituri nu promovează astfel de aspecte, este fidelitatea față de mesajul Scripturii. Când ne alegem o carte pentru a fi publicată, ne uităm dacă acea carte este fidelă, aduce o explicație obiectivă și corectă a Sfintelor Scripturi. Deci mesajul cărților noastre trebuie să țină cont de faptul că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt inspirat de Dumnezeu, și în felul acesta cartea trebuie să rămână fidelă acestui principiu. Accentul apoi pe centralitatea lui Hristos în predicare. De asemenea, veți găsi foarte multe cărți la noi care sunt cărți
care adună în ele predici. Și ne dorim ca prin aceste cărți să-L prezentăm cât mai bine pe Hristos, la centrul întregului plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Ne dorim apoi să promovăm foarte mult prin cărțile noastre predicare expozitivă, acel tip de predicare care este axat pe textul biblic. Veți găsi cărți care fac o analiză minuțioasă a textului biblic, care caută să explice cât mai bine și să aplice cât mai bine textul biblic. Și apoi, așa cum mă repet aici de foarte multe ori, un aspect distinctiv este să avem acele cărți care pun accentul pe o trăire creștină în ascultare de Dumnezeu. Și de asemenea, zice eu, că urmărim prin cărțile noastre să explicăm, să punem accent pe faptul că mântuirea vine de la Dumnezeu. Ea este un dar pe care îl primim prin credința în lucrarea lui Iisus Hristos. Este un alt lucru distinctiv care cred că conturează planul nostru editorial și definește planul nostru editorial la Făclia. Hristos trebuie să fie mereu în centrul atenției din cărțile noastre, El trebuie să fie predicat în cărțile noastre, El trebuie să fie făcut de cunoscut oamenilor prin cărțile noastre. Deci ați vorbit despre fidelitatea față de cuvânt, centralitatea Domnului Iisus Hristos în mesajul acelor cărți și să conducă la o trăire practică, dacă am înțeles bine, exact. Urmându-L pe Hristos, să conducă la o trăire practică, autentică de creștin. Și cumva acestea sunt de fapt un fel de filtre pentru a selecta cărți pentru publicare, cât de aproape este cartea respectivă și cât de fidelă este mesajul acelei cărți față de cuvântul inspirat absolut al lui Dumnezeu, care nu poate să fie negociat, mesajul din Sfânta Scriptură, cât și cât de mult acele cărți pun în lumină persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, în așa fel încât noi să putem trăi după viața și învățătura care o găsim în Sfânta Scriptură. Cred că am rezumat ceea ce a spus dumneavoastră și este foarte, foarte interesant, pentru că adeseori ispita când lucrăm în mass media, când lucrăm în edituri, este să vedem care sunt cărțile mai populare, care au o trecere mai mare, care ar răspunde mai bine dorințelor cititorilor sau audienței, în cazul nostru, celor care facem radio și televiziune, dar și prin asta să alunecăm cumva într-o chestiune de compromis, să fim în acord cu cerințele, dar ați plecat de la un alt punct, și anume punctul de plecare, cum este în teologie, este teologia, este Scriptura, și de acolo trebuie să plecăm în demersul nostru. Am văzut pe site-ul editurii că aveți o varietate de foarte multe publicații. Nu știu exact cât de multe cărți ați publicat. M-am uitat pe un rating, nu mai mi-aduc aminte câte cărți anume ați publicat, dar am văzut că aveți o varietate. 300. 300. Vrei 300. Am văzut că aveți o varietate de cărți și care ar fi acele domenii principale. Bănuiesc că nu traduce și nu publicați în orice domeniu. Văd că aveți o gamă foarte largă, apreciat lucrul acesta. Dacă puteți să ne spuneți puțin despre domeniile acestea în care publicați cărți. După cum vă spuneam, noi publicăm o carte universitară, o carte de studiu, pe de o parte. Pe de altă parte, ținem cont de nevoile oamenilor de rând, care nu sunt întotdeauna interesați să citească o carte cu note de subsol, de exemplu. Și atunci avem o altă categorie de carte care se înscrie în
cartea devoțională, cartea pentru suflet, pentru zidire, edificare sufletească. Dar în general veți observa că pe pagina editurii noastre avem o serie de categorii unde ne împărțim cărțile. Și acestea sunt studiile în Vechiul și Noul Testament, o altă categorie ar fi teologia biblică și sistematică, apoi categoria cărților de homiletică și hermeneutică, teologie pastorală, evangelizare și misiune, un domeniu important din viața bisericii, și apoi avem acele cărți de studii biblice pentru copii și tineri. Pe lângă aceste cărți, așa cum vă spuneam, avem o serie de alte cărți ușor de lecturat, care sunt bune pentru a le lua și a le citi seara înainte de culcare, când vrei să te relaxezi puțin, să uiți de toate problemele de peste zi și să te adâncești puțin într-o lectură ușoară, dar în același timp plăcută și ziditoare din punct de vedere sufletește. Cam acestea sunt principalele domenii, dacă ar fi să le numim așa, teologice, în care noi publicăm cărți. Dar avem un domeniu preferat, dacă am putea spune așa, pe care căutăm să-l dezvoltăm mereu, și aceasta este teologia biblică și sistematică. Iar în cadrul acestui domeniu, una dintre preferințele mele sunt acele cărți care îl prezintă pe Iisus Hristos ca persoană și lucrarea Lui de mântuitor. Cred că obiectivul meu ca director de editură și traducător și editor de carte este să contribui cât mai mult la conturarea unui portret cât mai clar despre ceea ce a fost Iisus, cine a fost Iisus și ce a făcut El pentru omenirea aceasta. De aceea am început să publicăm cărți mai recent care să fie axate pe astfel de studii cristologice, studii care să ne-l prezinte pe Mântuitorul sub toate aspectele Lui și planul Lui și lucrarea pe care a făcut-o El pentru noi. Atunci când faceți demersul pentru publicarea unor cărți, presupun că aveți anumite priorități deja, într-un fel, cred că le-ați enunțat. Din misiune, eu simt că decur toate celelalte, dar presupun că aveți și edituri partenere care aveți o afinitate mai mare decât cu alte edituri. Exact. Și sunt anumite elemente care le aveți în vedere atunci când alegeți o carte să o traduceți, să o publicați. Dacă puteți să ne spuneți puțin și despre munca asta din spate, pe care poate mulți nu o văd. Aoleo, e o carte, unii spun e cam scumpă, alții spun că e prea ieftină, dar nu văd de fapt imaginea din spate și poate că să ne dezvăluiți puțin și din imaginea aceasta, din culise, să zic așa. Sigur că da. Să știți că de la început am avut o strategie și această strategie mi-am format-o așa, observând lucrurile și modul de lucru al altor edituri din străinătate. Convingerile biblice vi le-am explicat deja, sigur că ele au stat la baza alegerii cărților pentru publicare. Colaborăm cu foarte multe edituri cu care ne asemănăm foarte mult și de la care luăm cărți. Edituri din Anglia, edituri din America, din moment ce avem foarte multă carte tradusă, toate aceste drepturi de traducere trebuie să vină de undeva, de la edituri partenere. Edituri care, Crossway, de exemplu, în America, care produce foarte bună carte pentru biserică, pentru teologi, pentru pastori și așa mai departe. Dar am încercat ca de la începutul activității mele ca fondator și director de editură să am o strategie care să țină cont de obiectivele pe care mi le-am propus ca director de editură. Editura Făclia este pentru mine o viziune, este ceva pe care mi-am
o lucrare pe care mi-am propus-o și am avut un țel atunci când mi-am propus-o. Și la început, țin bine minte că mi-am dorit să văd cât mai repede posibil existența unui set de instrumente care să acopere domeniile pe care vi le-am expus ceva mai devreme. Așa că de la început am căutat să alegem acele cărți pilon sau cărți de referință pe care să se poată sprijini orice școală biblică, orice program de educare, de educare creștină a slujitorilor bisericii, a tinerilor, a celor care doresc să fie folosiți în lucrarea bisericilor noastre. La început am ținut cont de această nevoie de a crea o infrastructură, de a crea acești piloni de susținere ai unui program de studiu, de exemplu într-un seminar biblic. Și m-am gândit de ce ar fi nevoie într-un seminar biblic, ce fel de cărți sunt necesare pentru un seminar, pentru o școală biblică. Și atunci am știut că e nevoie de o carte de referință în introducerea Noului Testament, una în Vechiul Testament, o carte despre predicare, o teologie sistematică, și acestea au fost primele cărți. Cartea pe care o aveți în mână face parte din acel program inițial. Introducerea Noului Testament. Da. Cu toate că, să știți că nu recomand nimănui să înceapă o editură traducând asemenea cărți. Cartea aceea, de fapt, am tradus-o după 15 ani de experiență în editură. Cartea lui Wayne Grudem, Teologia Sistematică, am tradus-o la aproximativ 10 ani după ce am început editura. Ai nevoie de foarte multă muncă, foarte mult studiu, de experiența aceasta a traducerii ca să poți să intri într-o asemenea carte și să o traduci. O carte ca introducerea în Noul Testament presupune 17 ore de muncă pe zi. Ca traducător, după aceea ai lingviști, ai corector, corectura care trebuie făcută, ai punerea în pagină, sunt mii și mii de ore de muncă pe o perioadă de 2-3 ani. O carte ca aceasta nu se traduce în 3 luni. De aceea și ai nevoie de experiență foarte mare. Și în ultimii 25 de ani noi am lucrat la crearea acestei infrastructuri. Acum suntem în faza în care ne permitem să ne axăm pe studii ceva mai aprofundate, pe teme specifice. Suntem în momentul, la editură, suntem în momentul când ne permitem să abordăm dintr-o perspectivă biblică, din nou, și subliniez acest lucru, temele care frământă societatea noastră. De exemplu, ideologia de gen este o temă pe marginea căreia am publicat recent o carte. Educarea copiilor este o altă, închinarea în contextul schimbărilor care au loc în societatea contemporană. Creștinul și tehnologia de vârf este o altă temă pe care n-aș fi ales-o la început, dar acum ne permitem să luăm aceste cărți pe anumite teme specifice și să le prezentăm publicului din România. Dar în același timp continuăm să consolidăm corpul de literatură dogmatică al editurii noastre. Și în felul acesta căutăm să traducem sau să încurajăm oameni să scrie cărți despre Scriptură, despre Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, teme teologice importante, cum ar fi rolul unic de mijlocitor al lui Hristos, sau cărți despre teme teologice precum justificarea numai prin credință, ispășirea substitutivă a lui Hristos, siguranța mântuirii și multe alte teme de acestea specifice, pe marginea cărora foarte mulți își pun foarte multe întrebări. Întrebări care nu primesc răspuns foarte ușor din anvoanele bisericilor. Aceste răspunsuri ar trebui să vină și din anvoane, dar trebuie să vină în mod necesar din școlile creștine din România, Institutul Biblic din București, Universitatea Emanuel și așa mai departe. Deci, acesta este planul nostru.
Dacă înțeleg bine, ați plecat de la aspectele fundamentale și v-ați asigurat că prin literatura pe care o furnizați, cei care vor urmări și vă vor urmări, vor achiziționa cărțile la dumneavoastră și vor pune o bază solidă și sănătoasă în ceea ce privește Sfânta Scriptură, învățătura Sfintei Scripturi, aspectele doctrinare și de trăire. După aceea v-ați mutat la cumva la o altă fază în care încercați pe baza acestei temelii așezate să răspundeți unor nevoi care sunt actuale în societate. Și deja ați vorbit de câteva din acestea și urma să vă întreb care sunt câteva cărți pe care dumneavoastră le-ați recomanda pentru această perioadă contemporană. Deja ți-am amintit și despre ideologia de gen, aspectele de închinare. Dacă vreți să ne spuneți titlul acelor cărți și să ne faceți o scurtă prezentare la o carte în așa fel încât cineva poate în vara aceasta spune, uite, sunt interesat și așa suntem într-o cumva într-o dezbatere furtunoasă în societatea aceasta privitor la anumite teme, am găsit o resursă și vara aceasta vreau să o studiez această carte. Dacă vreți să ne prezentați una, două, trei dintre aceste cărți. Sigur, sigur. Cu tot dragul, sigur că da. N-am să vă recomand ideologia de gen, să știți. Cred că sunt alte cărți mult mai bune pentru vara aceasta de lecturat. Și probabil, în mod sigur de fapt, ați observat deja accentul pe care l-am pus eu pe de o parte pe importanța cunoașterii lui Hristos și a lucrării lui de răscumpărare, iar pe de altă parte accentul pe care l-am pus pe importanța de a ști cum să ne trăim viața personală de credință. Așa că pentru cei care ne ascultă le voi recomanda două cărți pe aceste două subiecte pe care eu personal le găsesc extrem de importante. De ce? Pentru că Hristos a venit în lumea noastră ca să ne ofere un alt fel de viață decât cel pe care l-a ales omul în grădina Eden. Și în acest sens, am două cărți pe care le recomand. Prima carte este aceasta una, cartea Numai Iisus, scrisă de marele predicator american John MacArthur. Și a doua carte despre viața personală de credință este aceasta una, intitulată Viața personală de credință, scrisă de predicatorul englez de la Londra, Peter Masters, pastorul Bisericii Baptiste pe care altădată a păstorit-o marele predicator Charles Spurgeon. Aceste două cărți le-aș recomanda ca fiind o lectură excepțională pentru vara aceasta, o lectură care vă va îmbogăți atât cunoașterea teologică, cât și acele elemente care să vă ajute să trăiți frumos și plin de bucurie viața de credință. Numai dacă vreți să vă... Da, da, Numai Iisus, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre cartea Numai Iisus a lui John MacArthur. Da, cartea Numai Iisus a lui John MacArthur este o carte a cărui scop este să ne arate tocmai acest lucru. Cine este Iisus și ce a făcut El pentru mântuirea noastră? E o carte însă care răspunde la mai multe întrebări și abordează foarte multe teme și o face într-o manieră care pe mine m-a surprins într-un mod foarte plăcut. E o carte pe care am tradus-o eu, personal, și mi-a plăcut foarte mult ceea ce am citit în această carte. Cartea răspunde la foarte multe întrebări. Ce este mântuirea? Cum ajungi la mântuire? Cine te poate mântui? De ce sunt importante răspunsuri la aceste întrebări? Pentru că auzind tot mai des că la Dumnezeu se poate ajunge pe foarte multe căi. Cu alte cuvinte, mântuirea omului e posibilă printr-o varietate de căi și opțiuni
pe care le poți găsi la toate religiile acestei lumi. Aceasta este ideea care se vehiculează în zilele noastre. În această carte, cartea Numai Iisus, subiectul mântuirii omului este analizat de MacArthur pe baza unei selecții de întâlniri și discuții pe care le-a avut Iisus însuși cu anumiți oameni din vremea lui. Și folosindu-se de aceste exemple biblice, aceste evenimente care s-au petrecut în timpul vieții Mântuitorului, MacArthur analizează mai multe teme cheie din învățătura Domnului Iisus, din discuțiile pe care le are Iisus cu acești oameni. Sunt o serie de teme despre care veți învăța citind această carte. Una dintre ele este despre mesajul Evangheliei. Ce este mesajul Evangheliei? Foarte multă lume probabil se întreabă acest lucru. MacArthur explică foarte frumos, bazându-se pe ceea ce face Iisus în perioada vieții lui pe pământ, că mesajul Evangheliei este un mesaj despre eliberarea oamenilor de sub robia păcatului. Adevărata Evanghelie va evidenția, spune MacArthur, întotdeauna, și așa s-a întâmplat în viața Domnului Iisus, gravitatea păcatului. De aceea aplicația lui practică este aceasta. Predicatorii care nu le vorbesc oamenilor despre păcat nu sunt predicatorii făcuți după modelul pe care ni-l oferă Iisus în el însuși. Îl vedem pe Iisus în Evanghelii chemându-i, spune MacArthur, pe oameni la pocăință, la părăsirea acelei vieți care este trăită în păcat. Pocăința, spune MacArthur, înseamnă să-ți recunoști păcătoșenia, să recunoști gravitatea păcatului. Și în felul acesta, MacArthur apoi începe să selecteze o serie de întâmplări din viața lui Iisus, o serie de dialoguri pe care le are Iisus cu diferite persoane, femeia din Samaria, Matei și Zacheu, pentru a explica ce este mântuirea, să folosește de discuția pe care o are Domnul Iisus cu Nicodim. Da? Tema aceasta, acelei discuții dintre Iisus și Nicodim, a fost necesitatea nașterii din nou sau a regenerării. E o temă pe care o găsim în toată Biblia. Adevărul Evangheliei este acesta, spune MacArthur în această carte. Mântuirea nu poate avea loc fără o regenerare pe care o face Dumnezeu. Și cartea aceasta, Numai Iisus, demonstrează că mântuirea vine numai de la Dumnezeu, numai de la Iisus, de la Fiul Lui. Cu alte cuvinte, această carte ne ajută pe noi să cei care îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos să ne consolidăm convingerea, aș spune, exclusivistă. Știu că poate suna puțin cam dur așa pentru unii, dar e convingerea noastră că numai prin Hristos e posibilă mântuirea, să eliminăm chiar și din rândul nostru al evanghelicilor acele presupuse căi de mântuire care nu ne vor duce de fapt la mântuire, dar în același timp această carte este folositoare și celor care poate nu înțeleg de ce numai Iisus și au nevoie de o argumentare, o argumentare care se găsește tocmai în Evanghelie, dată tocmai de Domnul Iisus Hristos prin dialogurile și întâlnirile care le-a avut cu cei care au avut nevoie de El. Mai avem nu foarte mult timp și de aceea v-am întrerupt cu prezentarea cărții. Sper că am fost suficient de convingători cu această carte. Dacă vreți să ne spuneți și de a doua carte câteva aspecte legate de mesajul acelei cărți. A doua carte este, așa cum vă spuneam, Viața personală de credință. Aceasta deja este o carte care îi va stimula și îi va încuraja pe cititori să progreseze în viața lor de credință și să progreseze în creșterea lor și în edificarea lor spirituală. Este o carte încurajatoare și este clar că această carte
se adresează credincioșilor, acelor oameni care sunt dornici să trăiască într-o manieră neprihănită, să spunem așa, ca să folosim un cuvânt specific doctrinei creștine. Cartea aceasta pune accent pe trăirea credinței în mod practic. Așa că ea intră în teme mai profunde. De exemplu, în această carte ni se vorbește despre călăuzirea credinciosului de către Duhul Sfânt, comportamentele greșite pe care le-ar putea avea un credincios față de Duhul Sfânt. Cartea pleacă de la premisa că un credincios este încă supus ispitelor și greșelilor. El nu este credinciosul, nu este un om perfect, încă el mai păcătuiește. El este iertat de Dumnezeu pe baza credinței lui, aceasta este teza cărții, dar acest om, cu toate că este iertat, este încă supus căderii. El cade în păcat, dar, atenție, el nu rămâne în starea căzută, ci se ridică de acolo și caută să scape de acea stare căzută. Apare așadar în carte nevoia de a ști și explicația care ni se dă și care ne ajută cum să știm să luptăm împotriva păcatelor. Și există un capitol, capitolul 2, mi se pare, în această carte, în care autorul Peter Master vorbește despre această nevoie de a ști cum să lupți împotriva păcatelor. El se ocupă de acest subiect făcând o analiză asupra textului din Romani 6 și 7, un text care ne învață cum să ieșim victorioși asupra încercărilor și a ispitelor. Veți vedea că foarte mult material din această carte se bazează pe texte luate din epistolele lui Pavel și pe experiența lui Pavel. O carte extrem de bogată în tot felul de subiecte, atât doctrinare, dar ele sunt explicate pastoral, sunt explicate ușor, pe înțelesul tuturor. Deci este o carte pe care o poți citi foarte ușor, dar în urma lecturării ei te alegi cu foarte multă învățătură biblică pe o serie de subiecte teologice și biblice. Cred că oricine dintre noi care trăiește viața cu Dumnezeu a experimentat și căderea și ridicarea și lucrarea lui Dumnezeu de ridicare de care am avut noi parte, și cartea aceasta e o resursă, cred că, binevenită în această perioadă când facem liniște puțin în jurul nostru, ne luăm timp de reflecție asupra vieții noastre, asupra ce vrem să facem, să ne gândim puțin și la înfrângerile noastre și la lucrurile care ne-au ținut pe loc în înaintarea noastră cu Hristos Domnul, și să găsim răspunsul în Scriptură, cum să biruim păcatul și lucrurile care ne țin și ne împiedică să înaintăm cu Domnul. Sunt cărți extraordinare, vă mulțumim pentru prezentările acestea, cred că timpul a trecut atât de repede și dacă ar fi să recomandați cum ar putea cineva să vă contacteze, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri și despre aspectul acesta. Oricine ne poate contacta foarte ușor pe pagina de Facebook, Făclia, pe pagina de internet, făclia.ro. Foarte ușor veți găsi informații despre editura noastră făcând o simplă căutare pe Google, editura Făclia, și veți primi automat adresa de e-mail, adresa de internet a paginii noastre, telefonul editurii noastre. În zilele de astăzi, ziua de astăzi, este foarte ușor să ajungi la orice editură creștină. Cei care trec prin Oradea ne pot vizita direct la sediul editurii pe strada Făcliei, 36D. Suntem aproape tot timpul aici, dar un telefon înainte ne-ar prinde bine și nouă, ca să știm să fim pregătiți. Majoritatea traducătorilor și oamenilor din editură lucrează de acasă, așa că e bine să
să știm cine vine, cine vrea să vină. Noi nu avem librărie în cadrul editurii, de aceea editura noastră este sediul unde publicăm cărțile, unde lucrăm pe text. Ele sunt... Da? Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și pentru munca care ați făcut-o, pentru că dacă ne uităm din perspectiva cu care ați început această emisiune, înainte de 89, eram lipsiți nu de scriptură, deși și acolo au fost multe restricții, dar eram lipsiți de instrumentele care să ne ajute să înțelegem mai mult Scriptura și vă felicit pentru faptul că ați depus efort, ați fost credincioși atâția ani, să continuați, să duceți această lucrare în așa fel încât oricine să poată să primească informație sănătoasă, să primească un ajutor în interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu și în trăirea vieții creștine. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc în același timp. Mulțumesc în același timp și celor care ne-ați urmărit în seara aceasta. Cărțile nu sunt un înlocuitor al citirii Scripturii. Ele sunt niciodată un ajutor pentru interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea vă invităm să citiți Scriptura și în același timp să vă procurați mijloacele, instrumentele necesare pentru a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta ne-au fost puse înainte câteva aspecte foarte importante, și anume tot timpul, toată învățătura pe care o primim trebuie să ne conducă la Cuvânt. Și în al doilea rând, toată învățătura pe care o primim trebuie să ne conducă la glorificarea Domnului Iisus Hristos în viețile noastre. Vă dorim tuturor o vară frumoasă, plăcută, odihnă pentru trup, dar în același timp nu vom putea descoperi odihna pentru suflet dacă nu ne cufundăm în bogăția Logosului, Cuvântului lui Dumnezeu, și nu vom lăsa ca aceste cuvinte să liniștească inima noastră, să îndrepte sufletul nostru, să ne aducă din rădăcirile noastre, să ne așeze din nou acolo unde ar trebui să fim. Vă doresc tuturor o seară bună și mulțumim pentru că ne-ați urmărit. La revedere!